vor fi niciun fel de consecințe, deoarece noi ne-am spus punctul de vedere tranșant și ne vom spune din nou dacă va mai fi caz sau dacă cineva își permite să găsească vreo modalitate prin care județul sau municipiul Brăila să aibă bani mai puțin, pentru că acum vorbim de formule, de finanțare, de reguli clare și nu putem să vorbim de un subiectivism în alocarea finanțărilor. Cert este că inclusiv prin acea poziție tranșantă pe care am avut-o noi, ne-am asumat acest lucru, iar de atunci și până în prezent nu am fost contactați de nimeni din conducerea partidului pentru a ni să solicita un punct de vedere sau avea o discuție vis-a-vis de poziția pe care noi am adoptat-o. Dar chiar dacă am fi contactați, noi ne-am menține punctul de vedere și chiar am face niște recomandări în acest sens. Nici prin interpuși? Înțeleg că Dragnea nu v-a sunat. Nu. Faptul că Ministerul Transporturilor n-a trimis la Comisia Europeană proiectul cu podul ar putea fi tot... Nu, eu cred că au termen să-l transmită. V-a spus acest lucru și domnul Mihai Tudose. Cert este că în momentul de față primăria municipiului Brăila este în discuții foarte avansate cu cei care construiesc podul, deoarece ei au nevoie de un teren pentru organizarea de șantier și printre posibilitățile pe care le analizează, avem inclus și un teren care aparține primăriei municipiului Brăila, pentru care vom parcurge procedura legală dacă ei vor fi interesați în acest sens. Am avut mai multe întâlniri la primăria municipiului Brăila, dar nu a fost nevoie să invităm presa sau lucruri de genul acesta, deoarece au fost discuții pe care noi doar le-am mediat între cei de la Compania Națională de Investiții, proprietarii terenului, reprezentanții ai muzeului, în vederea efectuării săpăturilor arheologice, care se pot vedea acum în zona de legătură dintre Calea Galați și Șoseaua Valdovinești și puteți să vedeți efectiv acolo săpăturile aferente. Ei încă mai lucrează zilele acestea. Nu au găsit niciun dinozaur. Nu pot să vă răspund aici. Vă comunică cei de la muzeu. Noi ne-am manifestat de fiecare dată ca primărie tot suportul în sensul acesta și inclusiv în biroul acesta s-au întâlnit proprietarii de teren cu reprezentanții muzeului care fac descărcare arheologică pentru a discuta de stadiul în care ei intervin pentru a nu le afecta culturile, pentru a readuce în stare inițială terenul, lucruri de genul acesta și vreau să le mulțumesc în mod special celor care sunt încă proprietari acolo sau care vor fi în continuare pentru toată disponibilitatea pe care au arătat-o, deoarece nimeni nu a încercat să blocheze acest proiect sau să pună bețe în roate, cum se spune în limbajul popular. Da.